Bine, iarna vine zăpada și el se bucură probabil cel mai mult. Este husky-ul siberian și astea sunt lucruri pe care nu știi despre ei. Partea a doua. Sunt singura rasă de câini capabil să-și modifice metabolismul. Această capacitate de a extrage energie din mai multe surse le permite să alerge distanțe foarte lungi fără să mănânce multă hrană și să obosească. În timpul celui de-al doilea război mondial au fost folosiți și de armata Statelor Unite. Deși ambii sunt membri ai familiei de câini spitz, nu-i confundați cu malamuții de Alaska. Sunt foarte adaptabili și cu cele două rânduri de blană pe care le au pot rezista și la minus 50 de grade. Vin cu un nas adaptat în funcție de culoarea blănii. Pentru planuri de educație și nutriție canină dăm un mesaj și apasă pe plus pentru partea a treia.